Ipeanu, este cunoscut faptul că clinica EMA este de departe locul din Giurgiu, unde oamenii beneficiază de servicii medicale de cea mai înaltă calitate. Interesant ar fi să audă și istoria acestei frumoase clinici. Istoria, luăm așa, începând cu 2007, când s-a înființat Centrul Medical EMA, el a pornit la o idee. De ce să nu avem și noi un centru medical, un punct de reper, să fie și Giurgiu, să zic așa, prezentat și altfel decât câinii latră în Giurgiu sau istoria, să zic așa, mai mult negativ. El a fost înființat cu o echipă, să zic, mai mică, inițial, axat mai mult pe partea de oftalmologie, deci consultații, operații de cataractă, optică medicală, investigații ecografice și medicină generală la vremea aceea. Ulterior, în 2008, s-a trecut la pasul 2, care a fost practic făcută prin 2 pași, partea de radiologie imagistică medicală care nu exista în Giurgiu la vremea aceea, cu achiziția unui computer tomograf, unui mamograf, unui oscilodensitometru, fiind singurul centru medical din județ la vremea aceea care oferea aceste servicii. Plus că a fost așa o mică ambiție a mea, întrucât noi nu mai aveam laboratoare de analize în Giurgiu, ale noastre, proprii, deci ale giurgiuvenilor, deci nu venite din București sau din altă parte, să fac și un laborator de analize. Am creat și acest laborator de analize și alte cabinete, pe lângă, ocupând, practic, spațiul existent. Și de atunci încercăm să ne, să zic așa, să devenim din ce în ce mai profesioniști, mai buni, pe cât putem. Că acum mai este vorba și cât poți, vis-a-vis de ceea ce ți se oferă. Că tu poate poți mai mult, dar dacă ți se oferă mai puțin, deci n-ai cum. Deci... Și cam asta ar fi istoric, să zic așa, al centrului medical. În câteva cuvinte, să zic. 2007-2016, mai avem puțin și auzim de 10 ani. 10 da. Ani de... 10 ani de existență. Existență, Clinica EMA din Giurgiu. Aș vrea să ne povestiți câte ceva despre logistica, despre, mai ales că ați atins mai devreme un punct sensibil, imagistica. Știm că la Giurgiu, atunci când îți arde buza, ca să zicem așa, ai nevoie de un examen computer tomograf și banul e substanță, banul funcționează, banul, și aici ne referim la serviciile de stat pe care Spitalul Județean le oferă. Cum stau lucrurile aici? La ce nivel se află aparatura, dar și serviciile medicale deopotrivă pe care le oferiți? Deci ca aparatură suntem o aparatură adecvată anilor pe care îi trăim. Deci secolul 20, deci este o aparatură care a fost montată în 2008-2009 ca și medici, să zic așa. Sunt 4 medici radiologi, medici primari în radiologie imagistică medicală cu competențe în computer tomograf, RMN, senologie, care, deci, practic, suferă județul acesta cu așa. Oameni care lucrează în spitalul militar, în Fundeni, la, ziceți, spitalul Giulești. Deci sunt oameni pregătiți cu experiență, deci nu sunt, să zicem, noi veniți în specialiști, ei sunt medici primari. Da. Dacă ne gândim, întorcându-ne puțin, ați trecut la medici, întorcându-ne puțin la aparatura medicală, să știe și giurgiuvenii ce analize își pot efectua aici, de ce servicii pot beneficia, nominal așa, ce găsesc la clinica la computer. Deci eu luăm computer tomograf care poate să facă orice investigație necesară și solicitată de medicul specialist, că asta nu o solicităm noi propriu, ci medicul solicită investigația respectivă, mamografie cu mamograful, osteodensitometrie, deci
aici pot să precizez că nu este acel test din călcâi. Banalul test. Ăla este... Da, osteodensitometria este o analiză complexă care măsoară predispoziția către osteoporoză. Asta știu eu. Da, numai că aici eroarea, deci marja de eroare este sub 0,5%, pe când la acele aparate e undeva la 4-5%, deci vorbim despre altceva, deci un aparat care costă 60.000 de euro, nu 2.000 de euro. Aparatura este general electric, e o aparatură, v-am spus, de top, deci nu este mai prejos decât alte centre. Bine, acolo unde apare o aparatură creată în 2000, și aici, pe, normal că este puțin inferioară, dar ea astăzi acoperă toate cerințele solicitate. Da, și ați pomenit nivelul de precizie pe care îl asigură, care face până la urmă diferența între viață și moarte în unele cazuri. Da. Și avem și exemple. Cum alegeți medicii care vin la clinica EMA? Medicii au fost aleși în primul rând, din punct de vedere profesional, deci nu altceva, deci asta primează, deci profesionalismul lor. Sunt medici care noi lucrăm de 10 ani în care n-am avut rateo, n-am avut X-uri, să zicem așa. Oameni care își văd, oameni serioși care nu refuză, care, cum să spun, sunt punctuali, sunt oameni care, deci practic își văd meseria lor și sunt oameni care sunt recunoscuți în lumea medicală din București. Că asta este un alt atu pe care îl avem. Deci tot ceea ce pleacă de la Centrul Medical EMA și ajunge la medicii din București, ca și investigație și rezultate, sunt luate în seamă. Deci nu e cumva tratat cu indiferență, nu. Deci este luat în seamă ca și rezultat, ca și investigație făcută în Centrul Medical EMA. Iată că și în discuția noastră și dumneavoastră v-ați raportat tot la București. Dacă ne gândim la oamenii care aleg atunci când nu sunt mulțumiți de serviciile medicale prestate de spital, medic și așa mai departe, dau fuga la București sau din stat aleg Bucureștiul, ard etapa asta primară de consultație la medicul de familie, atunci știți că omul nu se mai gândește la bani când vine vorba despre, când vine vorba de sănătatea lui. Însă vrem, nu vrem, recunoaștem, banii sunt puțini și tot ați spus că oferiți servicii medicale de nivel București. Este foarte interesant de aflat care sunt costurile, dacă ne raportăm la București, pentru că am vrut, n-am vrut, discuția noastră s-a raportat la București. Haideți să atingem altfel problema totuși. La București unde? Prima pe dreapta? Mulți ajung la prima pe dreapta. Deci da. E la București. Nu mai contează unde la București. Cum și la Giurgiu sunt probleme și în București sunt probleme cu anumite investigații sau astea. Numai că eu ce vreau să spun e că atunci când am înființat acest centru medical, ne-am gândit că avem nevoie de niște servicii de calitate, niște rezultate de calitate. De ce să meargă omul la București când poate să fie medicul aici? Deci investigația se poate întâmpla în Giurgiu, nu la București. Deci asta luând așa, cum să spun, pe latura morală, să zic așa, și latura financiară. Latura financiară, consultația la București este de nivelul veniturilor din București. La noi, una din condițiile la negociere cu medicii, se negociază și prețul. Prețul consultației, a investigației. Și acolo intervine, doamne, noi suntem în Giurgiu. Nivelul veniturilor din Giurgiu nu se ridică la nivelul veniturilor din București. Deci ceea ce înseamnă că nu poți cere ceva care nu se poate oferi. Deci poți să ceri un preț care nu se poate oferi și atunci care mai este, să zic așa, faptul decât scutirea de drum? Nu, deci trebuie dat și prețul puțin mai jos. Și atunci am căutat cu toți medici să nivelul consultațiilor să fie la nivelul giurgiuvenului, la nivelul venitului din Giurgiu. Sunt oameni care au și venituri mai mari. Asta e. Dar noi ne adresăm tuturor, nu numai acelor cu bani sau fără bani. De aceea am pus un nivel de cost acceptabil și pentru medicul care vine,
pentru că și el are costuri, și pentru omul care vine, cetățeanul care vine să facă investigații, care el nu vine de drag, el vine de nevoie, de necesitate, de probleme pe care le are și care trebuie să tratate. Da, foarte interesant, nu știu cât conștientizează giurgiuvenii faptul că au, eu zic că da, pentru că clinica EMA, cel puțin privită de afară pentru mulți oameni, și trebuie să punctăm asta, percepția despre clinica EMA a fost că este un loc ca afară, ca afară, serviciile, infrastructura arată cu totul altfel decât s-a obișnuit românul de rând. Să aștepte cu orele, să stea înghesuit, să se lovească, eu știu, de atitudini nepotrivite din partea unor cadre medicale. Nu trebuie să ne ferim de adevăr, dar mulți oameni reclamă asta. Cum stau lucrurile aici? Care este conduita pe care o impuneți personalului? În primul rând, respect. Respectul față de pacient. Dar vreau să mai spun un lucru. Giurgiuveanu trebuie să înțeleagă că așa cum el vrea să fie respectat, trebuie să și respecte. Deci trebuie să devenim civilizați. Trebuie să nu mai furăm hârtia igienică de la toaletă. Da, zâmbiți, nu? E, cetățeanul român și mai ales giurgiuveanu, cel puțin în cazul nostru, a plecat hârtia igienică de la... A venit următorul și a reclamat și a scris în registru că nu există hârtie. Da, dar nu putem să punem un paznic la ușă. Noi ne-am însușit reclamația. Da, nu există. Acum, deci, nu există. Dar de ce nu există? Că n-am pus-o? Sau oare? Noi trebuie să mai înțelegem un lucru, că cu cât distrugem, punem picioarele pe pereți, cu cât luăm, ne însușim anumite lucruri din toalete sau mă rog, cresc costurile. Și atunci tot tu trebuie să plătești cetățean, giurgiuveanu. Deci tot tu vei plăti. Nimeni altcineva. De asta trebuie să învățăm să și păstrăm, să avem grijă. Pentru că chiar dacă te duci într-un sistem privat și plătești și ești privit și respectat, în aceea trebuie să respecti nu numai acel centru medical sau acei oameni care muncesc acolo. Pentru că și ei trebuie să fie respectați. Că și sunt tot oameni. Așa? Atunci vom avea și prețuri de cost adecvate și luna viitoare putem să creștem costurile. Și ce am rezolvat? N-am rezolvat nimic. De fapt, noi am zis să avem costuri cât mai mici, dar și din punct de vedere al cetățenilor trebuie să fim sprijiniți. Prin simplu, adică nu trebuie să ne ofere nimic altceva decât respect. Da, deci eu unul consider că aici oricine vine este respectat în măsura în care și el respectă. Sunt oameni care devin irascibili, care ne acuză că nu avem fonduri. Noi nu suntem vinovați. Noi facem tot posibilul. Deci am sute de adrese și eu lunar fac 2-3 adrese către Casa de Asigurări Sănătății și prin care le comunic că s-au epuizat fondurile. Da, astăzi, 10 a 8-a, nu mai sunt fonduri. Nici la radiologie imagistică, nici la laborator. Nu mai sunt. Deci, dar acum încolo 20 de zile, oamenii nu trebuie să mai îmbolnăvească. Da, este un lucru absolut nedrept pe care nu-l ia nimeni, se pare, în seamă. Acum, știți cum e, din cunoștințele mele și aceste fonduri, nu știu care e algoritmul după care se calculează și se întorc către clinici, dar asta este o altă discuție pe care o vom aborda altă dată. Am spus și revin, se fac 10 ani de existență clinica EMA. Cum vedeți, ce proiecții aveți pentru viitor? Pentru viitor, am să încerc în continuare să aduc medici. Deci chiar de la 1 septembrie vom mai adăuga încă 2 medici în echipa noastră, 2 medici tineri. Doamna doctor Ionescu Andreea, neurolog, doamna doctor Grecu Iuliana Orelist, care și-au exprimat dorința de a lucra în centrul medical EMA și pentru care ne și bucurăm să avem o echipă din ce în ce mai tânără și care vin cu altă mentalitate, cu alte lucruri, să zic așa. Deci o schimbare în partea corpului medical. Mai avem și niște oftalmologi care și-au exprimat intenția să vină
Medicii au fost mulți veniți în centrul medical, dar nu știm să respectăm medicul. Trebuie să învățăm că atunci când ne programăm la medic, cel puțin dacă nu venim, să sunăm și să spunem, nu pot confirma data, consultația de la ora D, din data D, pentru că am o problemă. Indiferent care e problema, până nu ne interesează problema, până ne interesează că acel om când vine să știe clar că are 5-10 consultații, pentru că, iarăși, trebuie să conștientizăm și noi că niște oameni fac un efort să vină din București la Giurgiu. Și dumneavoastră, fie că se prezintă oameni sau nu la consultație, îl plătiți pe medicul respectiv? Eu îl plătesc, dar pe el nu asta îl interesează. El, chiar afirmația unui medic a fost, doamne, dacă nu aveți nevoie de mine, nicio problemă. Eu merg la București pentru că sunt oameni care mă așteaptă la ușă. Deci, dacă nu aveți nevoie, nicio problemă. Dar spuneți, nu avem nevoie. Și acel medic chiar n-a mai venit. A fost foarte deranjat. Au fost programați 7 și s-a prezentat decât unul singur. E imposibil. Nu mai spun că unii chiar au confirmat, iar alții, deci vechea mea tehnică, nu răspund la telefon. Sun și nu răspund. Pentru că fetele noastre din recepție încearcă să sune. Iar noi aici n-am format un call center. Deci fiecare recepție vorbește personal cu pacienții. Hai să fim mai aproape, să încercăm să scoatem și din Giurgiuvean ce e mai bun. Se pare că nu prea reușim întotdeauna. Așa este foarte adevărat ceea ce spuneți. Ar fi utilă, spun mai în glumă, mai în serios, o campanie de conștientizare a pacientului. Da. Poate giurgiuvenii vor învăța ceva din cele ce ați spus dumneavoastră. Domnule Naiteanu, vă mulțumesc și vă doresc succes în tot ceea ce vreți să faceți pentru noi toți, pentru noi giurgiuvenii. Că până la urmă e nemaipomenit să ai la îndemână, să ai lângă casă o clinică. De asemenea, nivel, medici competenți ca cei pe care i-am întâlnit aici și pe care am să-i prezint ușor rând pe rând giurgiuvenilor și toate cele bune. Mulțumesc!